Bună ziua, este 13 septembrie 2020. Sunt din nou la stupină, sunt din nou cu testerul plin. Tocmai am făcut un test. Este un test la un stup restartat. Ia să vedem dacă... Dar nu mi-am notat exact când am restartat-o, această familie. Însă ce vreau să vă zic, am mai făcut un test aici la o familie la care... Am făcut doar un tratament cu Flumetrin în 18 august. Acum am scos și benzile, că deja e un pic trecut de 3 săptămâni, aproape o lună. Și da, s-a pierdut Flumetrinul, deja concentrația necesară de pe benzi. Și acum paraziții pot căpăta rezistență la Flumetrin dacă nu sunt scoase benzile. Însă, în acel stup unde am avut în ultimele 4 săptămâni, să zic, e stupul de aici, am avut tratamentul ăsta cu Flumetrin, am avut 18 paraziți în testă, deci foarte mult. Într-adevăr, pe șubăr am avut paraziți destul de mulți, acum nu mai erau. Ia să vedem la un alt stup care tot așa a fost tratat cu benzi cu Flumetrin. Uite, aici pică mai bine. Acum cei drept, acolo am 3 caturi, poate trebuia să pun mai multe benzi. Aici, dacă reușiți să observați, încă pică. Încă pică destul de bine și aici cred că e infestare mare. Și acum să vedem la stupul care a fost restartat undeva de vreo lună. Aici sunt albinuțele, deja le-am scuturat, o să le dăm imediat drumul. Un singur parazit văd fără apă, e acolo. Dar vom pune apă să vedem ce descoperim, dacă se mai ridică și alții. O să... Da, deci nu pare să fie decât acest unul care îl vedeți aici în mijloc. Da, mi era frică atunci când am restartat această familie, e ultima care am restartat-o, mi era frică că e târziu. Vă dați seama, era deja undeva în mijlocul lui august. Însă acum poate contează și cum a fost anul, că uite, de exemplu, astăzi 27 de grade, mâine trece de 30, deja a lovit un val de căldură. Matca e foarte bună aici unde am restartat. E matca mea selecționată, mi-e și notată aici. Așa, deci cu cele mai bune rezultate. A umplut un cat din ăsta de mer de puiet în luna asta de când a fost restartat. Puietul deja e căpăcit, va începe să iasă. Și cantitatea de albină e mulțumitoare, să zic așa. Observați cam cum arată în catul 2. Nu dă pe afară, dar cam acoperă toate ramele. Acum, așa răsfirată cum e, vă dați seama, fiindcă e cald. Dacă se va strânge la o temperatură mai scăzută, probabil va fi undeva, nu știu, în 9 rame. Dar arată bine, e sănătoasă, are doar un parazit, deci infestare mică, foarte mică, și stau liniștit. În concluzie, anul viitor nu se mai există, toți stupii de producție vor fi restartați undeva în intervalul, nu știu să zic, 20 iulie, dacă aș reuși, 15 august, uite că nu contează chiar atât de mult dacă îi restartăm și mai târziu. Deci toți o să-i restartez un stup din acesta care a strâns un sezon 100 de kilograme de miere, vă dați seama, a avut la un moment dat avea câte 5-6 caturi din astea de mer de 12 rame pline de albină. Vă dați seama ce capacitate de infestare are, cât albină circulă și cum poate aduce de pe flori, de exemplu, să preia varroa și să o aducă în stup.
Acesta l-am restartat, n-am făcut un tester că nu aveam atunci timp, însă se vedea pe rame infestarea, adică vedeam albină cu, cu varroa. Vă dați seama, probabil în test ar fi fost undeva 30, poate chiar mai mult de paraziți. Dacă vezi cu ochiul liber, e grav. Bun, chiar dacă, uite, anul ăsta mi-a fost un pic frică să restartez mai mulți, anul trecut am restartat 4 și am fost mulțumit, dar îmi doream să restartez mult mai repede de 1, cred că parcă prin 3 august am restartat anul trecut și acum întârzim foarte mult, în 15 august mi-a fost frică să restartez mai mulți, dar concluzia mea, după ce mă uit la cei restartați, pentru clima mea de aici și pentru albina care o am eu, merită, adică nici nu mai discut, stupii de producție o să-i restartez clar după ultimul cules. Cofi el final de iulie, cofi mijlocul august, tot îi restartez să scap de toată infestarea, să nu stau cu frica în sân cum stau acum cu restul care au 10, 16, 18 paraziți pe 300 de albine, situație gravă. Uite, benzile cu flumetrin nu par să-și facă îndeajuns de bine efectul. Acum să văd, încerc să achiziționez alte medicamente, însă de aici nu, mi-e un pic peste mână că nu am mai achiziționat, trebuie să văd cum procedez. Din România e un pic departe, va dura o săptămână până sosesc, dar ceva trebuie să fac ca să rezolv infestarea asta mare care o am în marea majoritate a stupilor, în afară de cei rastartați care observați că sunt infestați foarte slab, doar un parazit. Bun, haideți acum pe final de film să dăm înapoi albina testată în familia ei. Mai greu cu o mână, dar ne descurcăm. Sunt supărate, pe drept cuvânt, dar sunt vii. Le observați, vor intra în familie, le vor linge de zahărul praf. Acum dacă aveți 2-3 care, să zice, nu mai supraviețuiesc după ce le-ați scuturat cu zahăr praf, nu e o pierdere atât de mare încât să nu conteze faptul ăsta că ai aflat cum stai cu infestarea. Deci eu aici stau liniștit, ăsta nu are nevoie de tratament. Dacă i-aș fi restartat pe toți, vă spun sincer, n-aș mai fi făcut niciun tratament în toamna asta, făceam doar cel de Crăciun. Deci după ce termin cu puietul și iese tot puietul, fac un tratament prin picurare, ca și anul trecut, care mi s-a părut extraordinar de bun. Adică am ieșit în primăvară cu stupie curați, chiar dacă aveam infestări foarte mari. Anul trecut am avut cea mai mare infestare din toată cariera mea de stupărit. Am avut în noiembrie, picau 700 de paraziți pe șubăr, deci înfricoșător, efectiv. Mă mir că nu mi-a murit stupina, sincer. S-a micșurat foarte mult, am ieșit cu 5 rame de mer, să zic, 5-6 rame de mer per familie de albină în primăvară, dar uite că am reușit cu metodele aplicate să-i dezvolt și urmează să măsor exact, dar e undeva la 100 de kilograme de miere pe stup, miere marfă în găleți. Bun, numai bine, vă las cu concluzia asta, rumegați-o și dumneavoastră, nu aplicați doar dacă ați trecut-o prin filtrul gândirii dumneavoastră, pentru stupina dumneavoastră, pentru zona dumneavoastră, pentru albina dumneavoastră. La mine, stupii de producție, o să restartez de aici înainte, cred că constant, după ultimul cules, în fiecare an. Uite, așa arată un stup restartat care n-a fost restartat pe foi, să nu mă înțelegeți greșit, deci nu mă tem că aș avea alte boli ca să arunc ramele și să restartez. A pierdut 5 rame cu puiet, atât avea după
floarea soarelui, 5 rame de mer, că era constrâns pe un singur cat. Le-a pierdut, dar acum are iarăși vreo 9 rame full de puiet frumoase și uite că nu a scăzut foarte, foarte mult populația. A scăzut, dar bun, ținem cont și de sezon. Numai bine și nu uitați, tuparu.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră. Sănătate!